Salut și bun venit la un episod de Scrap Mechanic pe Barba Neagră. Statusul meu actual cu macaraua asta nu este unul prea bun. Ideea e că funcționează cum trebuie, că știu că zicea cineva, da, dar roțile din spatele invers. Băi, așa trebuie să fie inverse ca să ne rotim aproape pe loc, să avem un unghi de rotație foarte, foarte strâns. Uite-te și tu, deci practic noi mobilitate avem, viteză avem, deci avem cam tot ce ne trebuie din punctul ăsta de vedere, dar nu sunt sigur cu roțile astea pe mijloc, așa că o să renunț la ele și vedem după aia cum se comportă și mai punem după aia roțile, mai punem roți pe parcurs, știi? Și vedem cam în funcție de ce ne trebuie, vedem ce mai trebuie să mai punem. Și aș vrea să lucrăm puțin la modalitatea asta de a... Deci practic o să avem, vreau să am în față un fel de cabină, ceva de genul ăsta. Da, și să închid și aici. Practic aici voi avea un fel de cabină în sus și în spate, bineînțeles, le-o macara. Adică cea care va funcționa, evident. Trebuie să fiu atent și la conexiuni și la o grămadă de chestii, pentru că cu cât adaug mai multe, cu atât lăguiește mai mult jocul, pentru că încă nu e cel mai bine optimizat joc din lume, așa că cu o construcție de asta mai măricică intervin, bineînțeles, și anumite probleme. Macaraua nu o voi lăsa așa, dar vreau să văd cam care e mobilitatea și se menține absolut superb. Nu știu sigur dacă suspensia e totuși o alegere foarte bună, dar... Ținând cont că terenurile astea de pe aici sunt foarte denivelate, suspensia ar trebui să fie o alegere bună. Nu știu, hai să ne îndepărtăm puțin, să alegem un loc ceva mai drept. Asta e foarte încărcat cu lucruri și aș vrea să merg undeva unde pot să văd o construcția mea un pic mai așa, mai de la depărtare și să... Uuuu! Faci niște drifturi foarte interesante cu utilajul ăsta, care e de fapt o placardă, placardă de lemn cu roți, deocamdată. Nu știu exact unde găsesc platforma aia de rachetă. Aia ar fi fost interesantă. Habar n-am pe unde e. Hai să mergem puțin pe aici. Să vedem ce și cum. Și după aia să ne... știi ce? Uite, cred că aici ne putem stabili o lecușă. Ne-am putut stabili aici. Păi hai să luăm le vehicul și să lucrăm un picuș la el. Nu știu exact dacă am făcut toate astea bine pe aici, conexiuni și alea. Dar vom vedea. Avem tracțiune pe față, putem face totuși tracțiune pe spate, dar nu e nevoie momentan. Bun, pentru... Știi ce? Cred că o să-mi trebuiască aici, îmi trebuie neapărat un rulment, să-l am în permanență. Eu aici, în mijloc, vreau să fac macaraua. Și nu prea e centrată toată treaba asta. O să fie puțin câș, ia stai un pic, doar de curios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Deci o să fie o macara câș. Nu știu ce fac cu jocul ăsta, nu... Unele blocuri sunt de două, altele de trei, altele de unu, sunt ei freaky stuff, man. Bun, avem aici leorul ment și hai să adăugăm o țevică. Cred că așa aș vrea să fac, nu? Cred că da. Iar aici vreau să fac un fel de platformă. Putem să luăm ceva ca și platformă sau ne orientăm pur și simplu la lemnul pe care l-am deja în dotare? Nu. Ar fi interesant să facem... Ăsta ce e? Tile block? Nu, metal block. Hai să facem cu metal. Cred că ar fi destul de interesant, mai ales că e un pic cam greuț. Metalul ăsta, pac, și băgăm una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru. Ok. O să facem baza de metal. Două, trei, patru. Nu știu exact ce progrese vom face, dar încercăm aici și facem cât mai progrese cât mai mari. Hai să facem încă una, să practic să venim pe toată lățimea utilajului, deși în partea cealaltă. Hai mă, partea cealaltă aici nu o să fim la fix, o să mă cam buzie pe mine asta, dar oricând pot renunța la un pic din vehicul. Pe de altă parte, scaunele nu vor mai fi centrate, deci e o chestie nasolică din punctul ăsta de vedere. Asta cred că e un pic mai mare aici. Bun, cred că e ok așa. Hai să umplem și pe mijloc. Să fac cam așa. Încerc să fac un fel de rotund, ceva, freaky stuff, nu știu. Hai să vedem. Acum, ce ne-a ieșit? Și aici încă una și aici încă două. Ok? So far so good, my friends. Nu știu exact aici aș fi vrut să fac... știi ce? No. Uite, vezi? Acum că stau să mă gândesc, mai bine îl fac pătrat pentru că eu vreau să fac cabină și aici. Și automat nu pot să fac o cabină pur și simplu așa pe rotund. Așa că cel mai bine, cel mai indicat e să facem o cabină
Drept. Ai, mă, serios? Am pus încă una. Gata? Și aici va trebui să umplem. Din păcate, n-am putut să o fac rotundă. Aș vrea să am încă o cabină aici. Ia stai puțin să-mi schimb de modul de vizualizare. Așa e mult mai bine. Ca să construim mai ușor. Și să facem încă o cabină aici care va fi controlată de scaunul al doilea. Și din cauza asta scaunul ăla nu o să-l țin acolo. Scaunul de lângă cel de șofer. Adică stai așa. Avem pe ăsta. Pe ăsta îl ștergem de aici. Și cred că și motorul ar trebui șters. Da, și motorul ar trebui șters. Aici nu știu, vedem noi ce punem. Chestia e că aici vreau să pun scaunul și aici să construim practic cabina cu brațul, cu chestii, cu alea. Și o să avem... am putea face tot din metal, cred că ar fi interesant. Ia. Ok, arată cel puțin interesant până acum. Și aici putem să facem pur și simplu o cabină clasică, da? Ia, hai întâi să punem le-o scaun. Și pot face scaunul... așa sau îndreptat invers? Nu știu. Hai să-l facem deocamdată așa. Uite așa, merge? It works. Dar cred că un pic mai în spate ar trebui. Uite așa, pac, că eu de partea frontală vreau să mai atașez lucruri, știi? Așa, aici schimbăm le-o tactică. Și o facem până aici. Cred că e bine așa. Ia stai. Bă, nu știu aici dacă am nimerit. Ok, dar cred că n-am făcut prea mult. Aproape, am fost cât pe aproape. Hai, mă, lipește de azi. Gata. Deci practic o să avem aici un cadru. Ok, nu știu cum să arate asta ca o macara, dar în fine, s-ar putea să fie totuși prea sus. Dar dacă mă dau jos și nu ating cu capul, e absolut fenomenal. Până aici? Nu știu exact, asta e. Aproape și aici. O țărică. Aici pe partea asta. Cred că așa, sau l-am făcut prea înalt? Nu, invers. Stai, mă. Aici mai mult. De ce mai mult? Ba nu, e ok. Pac. Hai că aici am făcut un pic mai sus. Încă una și mai avem decât o porțiune și acum să le unim pe astea. Gata. Avem un cadru metalic. Ăsta se vrea a fi... Macara. Nu știu, hai să vedem. Habar n-am cum o să funcționeze toată treaba asta. Păi și dacă conectez la drăcia asta și motorul o să fie undeva aici și ăsta îl conectez la motor. Nu știu. Let's fucking see, man. Let's fucking see. Aha. Dar de ce îmi dă așa? Îmi dă cu chestiune de asta. Mhm. Mă, zici că sunt pe un arc. Așa se comportă. Dar în față și în spate nu merge. Aha, fiindcă probabil a luat-o așa. Ok. Deci nu am decât mobilitatea asta, atâta? Aș fi vrut, sincer, mai multă mobilitate. Poate dacă-l... Dar cu cât mă bălâng mai mult, cu atâta mai multă mobilitate. Uite, deci tu. Ce chestie! Nu mi-ar place să am decât mobilitatea asta, ar fi nasol. Pac și se bălâng în așa. Asta e o chestie nasoală pentru mine. E poate și din cauza că e cu greutate, dar trebuie să fie greu pentru că fac mie macara pentru God's sakes, știi? În fine, hai să băgăm și noi restul. Aici motorul ăsta nu prea așa are locul, sincer, ar trebui să-l punem noi în altă parte. I believe so. Știi ce o să facem? O să distrugem partea frontală și o să o refacem. Vreau să pun în față, să facem așa ca un bot de tir european. Aici porțiunea asta, deși eram foarte mândru de cum ieșise. Toate sunt bune și frumoase pe aici. Ok. Și acum ca să facem botul ăla de care eu tot zic, aș putea să pun încă una în față. Uite așa. Și acum să ne prelungim în sus. Își vine în față... Da, hai să facem așa. Și o să duc în sus. Cam așa. Nu știu, s-ar putea să fie prea înaltă, dar vom vedea pe parcurs. Ia. Cred că am făcut-o bine aici. Și încă una. Pac. Cred că e prea înaltă, a? Da. E prea înaltă. Oricum o să fie un vehicul mare, nu o să fie unul micuț deloc. Iar porțiunile astea o să le șterg, că nu și-au loc aici.
Cam așa ceva aș vrea eu. Acum, we shall see. Și practic aici vom vrea tot așa, vom... Hai mă, sus odată! Nu cred, nu se poate așa ceva. Vom face și aici un fel de cutiuță, știi? Deci până pe aici, ia. Cred că e ok până pe aici. Și în jos. Pac. Ba nu, stai așa, hai să facem întâi porțiunea asta, uite așa. Pac, și acum mai venim cu unul. Ah, era bine încadrat așa. Boing! Și acum în jos. Dar ce mi-a pare asta mai închis? Că e... A, din cauza umbrei ceva. A, ok. E din cauza umbrei asta. Bun. Ce avem noi acum este extrem, extrem de simplu. Avem practic doar un cadru. Fix atât. Putem să mai adăugăm niște chestii, de exemplu, pe aici. Să adăugăm un fel de chestie de asta, uite așa. Un fel de bară frontală, dacă vreți să-i spuneți așa. Și vine aici... Nu, că asta o să trebuiască să am mobilitate. Pac. Și pac. Iar aici o să facem o bară de protecție. Something like this, doar că n-am făcut-o bine deloc. O să fie mult mai bine așa. Iar în spate aici îi lipsește un suport de lemn. Merge? Ok, merge. Sunt, I'm happy with it. Și aici am putea să punem în față niște chestii interesante. Acum dacă voi găsi chestiile alea interesante despre care eu vorbesc. Am putea pune... Ce am putea pune pe aici? Mă gândeam la niște chestii de metal, cum ar fi asta. Dar nu știu exact care e lățimea la care e suportată. Uite așa, se face un fel de grill, știi? Mai încape una? Da, doamne, să... Wow! Wow! Ok, am mai încăput una, fenomenal. Bun, eu văd în față? Vreau să văd neapărat în față. Vreau să fie conducabilă de la volan. Am putea să punem scaunul pe ceva mai sus și să facem aici un fel de bord. Cred că ar fi interesant asta, că scaunul îl conectez foarte ușor după aia la roți. Ok, hai să facem asta. Cred că ar fi cel puțin interesant. Și vom pune aici un fel de spațiu pentru scaun. Iar scaunul cred că e un pic mai lat, corect? Corect, e un pic mai lat, dar nu e nicio problemă pentru că pot să mai adaug un rând. Uite aici. Pac. Și acum e mai sus și practic acum pot să văd... Da, acum am mult mai multă vizibilitate ca înainte. Ok, îmi place așa. Iar pe aici, ca să facem treaba destul de interesantă, aș putea să optez pentru un design. Și avem concrete block. Putem să ne jucăm cu betonul, că nu va ști nimeni, bineînțeles, și să formăm pe undeva pe aici un fel de board. Este? Și aici vom băga... Ceva de genul, dar după aia știi că am distruge tot sistemul meu pentru că nu creează vizibilitate absolut deloc, așa că o să nu o să optez pentru ideea aia. Aici o să punem așa și bineînțeles trebuie să avem neapărat o consolă centrală, nu sunteți de acord cu mine? Trebuie să avem și noi o consolă centrală, uite așa. Nu, invers, boss. Uite așa. A? Freaky stuff, man! Freaky stuff! Și aici vă să băgăm un scaun de pasager. Pac. Și sper eu să intre. Perfect! Acum trebuie să facem și este un suport, da? Trebuie să orientăm invers, cam așa. Și cred că o să funcționeze. Invers, boss. Ha! Trebuie să mai facem un pic, o porțiune aici. Mamă, ce mișto a ieșit! I like it! Uite, frate, chiar arată. Deci chiar arată mașina acum. Pac, ne urcăm și mergem. Acum, pentru o și mai mare, pentru un și mai mare realism, o să adăugăm un rubber ducky de ăsta, pe care îl voi pune pe undeva. Uite, punem aici în mijloc. Jabong! Și ce să mai punem? Stai așa. Am putea, deci asta e consola principală și ne putem juca și cu niște controlere pentru a adăuga tot așa o mai mare complexitate aici la chestiune. Putem să adăugăm un control chiar pe mijlocul ăla, dar nu știu sigur dacă e ok. Putem să adăugăm unul acolo. Ok, îmi place asta, îmi place ideea asta, e nice. Și băgăm și eventual un switch, nu știu sigur dacă o să-l facem, cred că o să-l folosim noi până la urmă pe switch-ul ăsta. Și uite așa, avem controlele astea care sunt oarecum orientate, dar știi ce? Și un... Știi ce lipsește bărboștilor aici? Ne lipsește un schimbător. Aș putea să fac schimbătorul aici... Și să punem ceva ce seamănă ca un schimbător. Asta e prea mare, bănuiesc, nu? Medium weight. Da, da, nu știu, cred că e... Ulele, cât ai de mare! Este prea mare! Pipe long? Cred că și asta e prea mare.
Da, nu putem să avem schimbătorul ăla. Nu se poate, nu se poate. Mă orientez, metal support. Nu, no, ceva rotund. A, uite ăsta, ăsta parcă mai e micuț, ha? Hai mă. Ăsta merge, ăsta e schimbătorul nostru. Ăsta e schimbătorul nostru. Hai mă, lasă-mă să trec și eu un pic. Pac, ăsta e schimbătorul nostru. Și practic ăsta e modul nostru de vizualizare până acum. Interesant, îmi place. Nice. Nice de nice. O să trebuiască să facem și ușe, bineînțeles, și o să deschidem aici frumos, pac, cu niște scări alea, și cred eu că o să fie super interesant. Acum, putem să o lucrăm mai mult pe interior și să-i facem aici un fel de... Deci avem un bot. Știi ce? Hai să-i facem o chestie și mai interesantă decât e acum. Și unde am găsit eu metal pipe-urile astea? Astea sunt. Astea sunt cele am folosit eu până acum? Cred că astea sunt, nu? Ia. Yeah. Da, astea sunt. O să le distrug pe cele pe care eu deja le am și să fac cumva un cadru. Uite așa. Muchachos perfectos. Uite așa. Invers boss. Uite așa. Gata? Și acum le voi pune aici în afară cumva. Da. Nu, no, nu. No. De ce nu merge? It doesn't work, man. It doesn't work. Poate, nu, stai. Poate așa. Poate o să meargă mai bine așa. Dacă ofer un suport lateral. Aparent nu. But why? Poate un pic mai sus? Ha. Oare? Hai să ne ridicăm un pic mai sus. Sunt curios. Și acolo încă două. Uite așa. Și acum pot să pun? Da frate, acum merge. Ok. Și acum stai așa că vreau să fie fix de acolo. Sincer aș fi vrut... A, dar nu sunt astea, nu sunt astea, mă. De ce nu mi-ați zis? Uite, astea sunt, frate. The fuck, man. Uite că pe astea le-am pus eu prima dată. Și pot să pun fără alea? Invers. A, pot, frate. Superb, 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 superb. Doar că trebuie să umplu și pe aici ca să pot să sprijin chestiunea asta nouă. Deci, practic, o să avem aici un grill. Pac, și încă aici un grill. Perfect, îmi place până acum. Și acum voi lua și luminile și le voi atașa și peste pe undeva, pe aici. Avem și niște drăcii de astea rotunde cu care putem să facem minuni chiar. Schimbă, schimbă total designul. Hai mă, nu mai nimeresc, gata. Uite așa, practic ăsta ar trebui să fie botul, știi? Și vom avea aici încă o porțiune. Uite așa, pe care de beton, habar n-am, nu mă întrebați. Și acum voi pune practic două aici jos. Aici sus, uite așa, 3, 6. Să nu fie naibii prea multe. Mai punem una acolo și facem practic în oglindă. Cam așa, arată mai mult a spate, sincer. Dar ne descurcăm noi. Ne descurcăm, e ok deocamdată. Aici la intrare trebuie să facem cumva, nu știu, să semene mai mult a... să semene mai mult a... Asta, a, mă rog, semitir, chestii, macara, alea, alea. Acum, hai să conectăm și noi drăcelile astea. Practic avem... motor, unde e motorul? Păi dacă am luat motorul de aici, eu nu mai am motor aici. Și motorul punem... hai să punem motorul pe undeva. Îl punem sub. Aș putea să-l pun foarte frumos jos aici. Pac. Și aș putea chiar să-i fac și încăpere. Uite așa. Pac. Și aici. A? Cât de tare e asta? Și punem și suporți. Încă doi aici. Și practic ăsta e suportul la motor. Să fie un semi-realistic. Și acum dacă voi conecta prima dată motorul la scaun, bineînțeles. Scaunul la... stai așa, care e direcția mea? Direcția mea e aici sus. Uite aici o direcție. Aici a doua. Și avem și în spate două direcții care vor fi inversate. Deci alea sunt inversate, ceea ce e super ok. Și pestea le voi inversa. Și după care adăugăm niște putere de la motor. Dacă vă și uite portocaliu, fix la primele. O să avem practic tracțiune pe față, tracțiune frontală. Acum, hai să vedem la depărtare cum arată. Cel puțin interesant, iar cu viteza motorului, puterea de fapt, o să o mărim o țărică. Să facem hype până aici, nu vreau nici să fie cel mai rapid, cea mai rapidă macara din lume. Stai așa, hai că acum ne-am îngrijit puțin de... Dar de ce stă pe loc? A,
de cretin stă pe loc, pentru că eu n-am direcția făcută aia acolo, iar ăstea nu au nevoie, ok. Ha! Merge? Cât de cât, dar nu prea duce, cred că e prea greu vehiculul. Cred că e prea greu vehiculul, cred că ar trebui să tragem putere și la roțile din spate. Și să mai verificăm o dată, deci ălea așa, ăstea invers, ăstea în față și ăstea în față, deci deocamdată arată bine aici, a? Ia. Merge, dar merge mult prea încet, așa că o să măresc puterea motorului și mai mult în caz că nu se descurcă, mai adăugăm un motor și îl punem pentru roțile din spate. Deci chiar nu mă îngrijorez la faza asta, ia. Bun, hai că acum merge și avem și direcție superbă, adică alea din spate merg contra celor din față și mă pot roti chiar și pe loc, uite, dacă mă chinui puțin, fac niște drifturi de toată frumusețea. Superb, ce să mai? Așa, și de la volan se vede... Ia. Fix așa. Aaa, deci avem o vizibilitate extraordinară. Trebuie să ne ocupăm, bineînțeles, și de uși și să facem logic macaraua din spate. Trebuie să facem un braț, chestii, treburile alea. O să ne complicăm foarte mult. Nu știu sigur dacă se poate face așa ceva cu macara. Oh, eu mă cam răstorn sau mi se pare mie? Deci nu știu sigur dacă merge treaba cu macaraua. Va trebui să vedem. Poate o să fie un eșec total. Dar nu ne vom da seama pentru că nu vom încerca. Acum văd că se cam răstoarnă. Așa că trebuie să facem niște piloni de susținere data viitoare, care ies așa puțin cam să simulăm niște hidraulice de alea pentru susținere, pentru când vom ridica obiecte. Ok, ok, looking interesting, arată interesant până acum. Bun, bărbășilor, nu avem un comentariu de zile, care am prelungit un picuț doar, dar până data viitoare, nu uitați, un like este imens apreciat, iar eu v-am salutat! Dacă ți-a plăcut și vrei să vezi și episoadele următoare, nu uita să te abonezi. Iar dacă vrei să fii la curent cu tot ce e nou, vizitează pagina Bărbosului de Facebook. Și nu uita, un like este imens apreciat!